Deja din lecțiile anterioare că pentru a prelungi un sunet este necesar să adăugăm un punct în dreapta unei note, iar punctul prelungește valoarea notei cu încă jumătate din valoarea sa inițială. Să ne imaginăm nota de un timp ca fiind o roșie. Punctul din dreapta notei va fi jumătate de roșie. Deci, o pătrime cu punct durează un timp și jumătate. Ce ar mai putea fi scris și pătrime plus optime. Ce se întâmplă, însă, dacă în măsura de 4 pătrimi avem nevoie ca ultima notă să fie mai lungă cu jumătate de timp? După cum observăm, efectul punctului de prelungire s-ar extinde în afara măsurii. Practic, am depășit cei patru timp indicați trecând după bara de măsură. Deoarece punctul are efect doar în dreapta unei note, de sine stătător nu ar avea niciun rol. Astfel, după bară nu putem pune doar un punct, ci va trebui să-l înlocuim cu valoarea acestuia în notă muzicală. Care este valoarea punctului? Corect! De jumătate de timp. Vom scrie nota de jumătate de timp imediat după bara de măsură. Pentru a uni cele două note, vom folosi Legato de prelungire, acest simbol în formă de arc, ce face posibilă prelungirea sunetului fără întrerupere peste bara de măsură. Atenție, însă! Cele două note unite prin legatoul de prelungire trebuie să fie de aceeași înălțime. De exemplu, nota FA. Precizare. Notele legate pot avea orice valoare. Pot fi legate două note de același tip. Mai mari sau mai mici decât timpul inițial. Dacă notele sunt de înălțimi diferite, însă simbolul se va transforma în legato de expresie. Acesta leagă un grup de note muzicale de diferite înălțimi, indicând faptul că respectivul grup se cântă legat, continuu, fără pauze între notele grupării. Observați diferența dintre fragmentul ce utilizează legatoul de prelungire spre deosebire de a doua interpretare. Excluzie. Există două modalități de a prelungi sunetele muzicale. Cu ajutorul punctului așezat în dreapta notei sau utilizând legatoul de prelungire. Cu ajutorul legatoului de prelungire, sunetele pot fi unite peste bara de măsură. Legatoul poate fi de două feluri. De prelungire, în cazul în care unește sunete de aceeași înălțime, sau de expresie. Când unește sunete de diferite înălțimi muzicale.